Coordonatorul Pro România Călărași Răzvan Meseșeanu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că lista cu candidaturile la alegerile locale din toamna acestui an este aproape finalizată. Acesta a precizat că vor merge cu candidat propriu la locale și nu vor face alianțe cu PSD. În cadrul conferinței de presă a fost prezentat și candidatul pentru primăria municipiului Oltenița în persoana lui Florin Leonard Petre. Mă bucur pentru faptul că ne revedem după atâtea luni de zile. După cum bine știți, Pro România a anunțat la începutul lunii martie, înainte de instituirea stării de urgență, faptul că va opri orice fel de manifestare media, din respect față de ceea ce se întâmpla la momentul acela în întreaga țară, la nivel mondial, la nivel european. După atâtea luni de zile, considerăm că trebuie să reluăm întâlnirea cu publicul și prin intermediul dumneavoastră și iată, astăzi ne întâlnim cu câteva idei pe care doresc să vi le transmit, prin intermediul dumneavoastră celor care urmăresc publicațiile dumneavoastră și viața politică și nu numai din municipiul Călărași, din municipiul Oltenița, din întreg județul Călărași. Am alături de mine pe candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Oltenița, cel de-al doilea bastion extrem de important pentru orice comunitate politică, este vorba de Oltenița, domnul jurist Petre Leonard Florin, candidatul Pro România pentru lupta politică din 27 septembrie. Îi mulțumesc lui Florin că a venit de la Oltenița pentru a realiza această conferință de presă alături de mine. Pro România, la nivelul județului Călărași, are în acest moment pregătite peste 80% din comunitățile locale să dea piept cu cei doi coloși PSD, PNL și să enumăr dintr-o normală politețe politică și pe ceilalți USR, PMP și ce formațiuni politice ar mai putea să apară până atunci în această competiție. Asta ar fi o idee. Cea de-a doua idee ține de ceea ce se vehiculează în ultimul timp atât în presa națională cât și în presa locală despre alianțele la care ar fi părtași și Pro-România. Vreau să vă spun foarte clar, fără echivoc, și acum la această conferință de presă, cum am anunțat și în diverse comunicate pe care cu amabilitatea dumneavoastră le-ați transmis, cei care le-au transmis, că Pro-România Călărași, dar și Pro-România la nivel național, nu va face niciun fel de alianță. Nu va face niciun fel de alianță cu Partidul Social-Democrat. De ce spun și accentuez, nominalizez Partidul Social-Democrat? Pentru că cel puțin la Călărași, în ultima vreme, deplasându-mă în comunitățile din județ, am întâlnit această situație care, în opinia mea, îi dezavantajează pe socialii democrații ai Partidului Social-Democrat. Conducerea Partidului Social-Democrat, președintele Iacomi, președintele executiv Roxana Paţurcă, tot doresc să transmită un virus, da, către electorat, conform căruia o să existe alianțe cu Pro-România Călărași. Nimic mai fals. Nu a existat niciun fel de întâlnire, niciun fel de negociere, nici nu cred că va exista vreo discuție până după alegerile locale. Nici președintele Iacomi, nici președintele executiv Paţurcă nu m-au contactat. Sincer să fiu, nici nu doresc să mă contacteze, să facem vreo alianță. Însă vorbesc în teritoriu cu oamenii, cei doi exponenți la vârf ai Partidului Social-Democrat Călărași, în fiecare localitate din județ, că s-ar fi purtat aceste negocieri. Doar ori determina oamenii să înțeleagă faptul că se vor alipi sau vor beneficia de simpatia oamenilor. Nu, simpatia oamenilor este deja transferată într-o proporție însemnată prin prestația președintelui Victor Ponta către Pro-România. Iar noi nu facem altceva decât să încercăm să protejăm această formațiune nouă apărută de 1 an și jumătate pe șicherul politic românesc. Nu dorim să facem această alianță acum, dorim doar să ne încercăm puterile la masa celor consacrați de 30 de ani. Noi suntem Pro România, ținem cu România, ținem cu municipiul Călărași, cu municipiul Oltenița, cu fiecare comunitate în parte și vrem să mergem singuri la alegerile locale. Dacă veți auzi asemenea chestiuni lansate de, repet, conducerea, liderii organizației PSD Județ Călărași, să știți că sunt numai neadevăruri, sunt chestiuni false. Dacă tot am spus de acest lucru, vreau să vă transmit că cele peste 80% din localitățile județului Călărași vom avea candidați care se vor bate pentru primării, pentru a obține cel puțin 2-3 posturi de consilier și ne vom lupta pentru a ne maximiza rezultatul la postul de vicepreședinte, de viceprimar. Pentru nominalizarea lor, vă rog să așteptați, să înțelegeți că acest lucru se va întâmpla după ce Biroul Executiv Național al Partidului Pro România va valida propunerile noastre pentru candidaturile la primăria municipiului Călărași și la președinția Consiliului Județean Călărași, respectiv Alexandru Chiriță la municipiul Călărași și subsemnatul la postul de președinte al Consiliului Județean. După acest moment vom anunța pe fiecare unitate administrativ-teritorială candidatul la primărie. Noutatea, zic eu, absolută pe care reprezentanții Pro România vor încerca să o aducă în cadrul Consiliului Județean, acolo unde eu voi încerca să reprezint cu cinste, cu onoare și mai ales cu eficiență ideile Pro România. Vom încerca să distrugem un mit, da? Deci de 30 de ani toți consilierii, până la urmă și fiei locali, da? Dar mai ales cei județeni, au o anumită abordare. Vin în Consiliul Județean o dată pe lună, maxim de 2 ori, în funcție de comisii și fac un exercițiu de gimnastică. Ridică mâna sau nu ridică pentru a aproba sau a dezaproba sau a se abține pentru anumite proiecte de hotărâri. Noi vrem să dăm peste cap această cutumă și să venim cu o altă modalitate de abordare. Vrem să inițiem un mod de lucru cu totul și cu totul altfel, fie din postura de președinte, dacă vom câștiga președinția Consiliului Județean, fie din postura de vicepreședinte al Consiliului Județean sau fie din postura de membru simplu al Consiliului Județean Călărași. Vom iniția un proiect de hotărâre prin care consilierii județeni să meargă în comunitățile locale la ședințele de Consiliu Local, să cunoască străzile din comunitățile locale, din fiecare localitate a județului Călărași, să viziteze aceste comunități, să viziteze instituțiile din subordinea Consiliului Județean, să încerce să afle și altceva în afară de sala de ședințe a Consiliului Județean. După acest moment de documentare, de vizită, de citire a diverselor preocupări, de discuții cu diversi slujbași ai statului, cu diversi slujbași ai societății românești, sunt convins că fiecare dintre cei 30-31 de consilieri județeni vor ști într-adevăr să inițieze propriile hotărâri de Consiliu Județean, care într-adevăr acelea vor fi cu adevărat în slujba cetățenilor. Nu doar să aștepte ca inițiatorul, în 99% din cazuri de 30 de ani încoace, să fie doar executivul Consiliului Județean. Și atunci, îmi permit să spun, deși poate să fie o chestiune care va da mult aplomb combatanților acestei idei, se va transforma mișcarea de gimnastică cu o singură mână sau cu 2 mâini, dar alternativ, într-o mișcare care va antrena și mintea consilierului județean, chiar și sufletul și picioarele Consiliului Județean, dacă se va deplasa într-o localitate sau alta. Chestiunea aceasta ar trebui să pună pe gânduri toate formațiunile politice și le invit încă de pe acum să participe la acest lobby și să fie de acord chiar și l-a figurat vorbind încă de pe acum să fie de acord cu această abordare. Adică toți consilierii județeni să mai meargă și în teritoriu, să afle despre ce e vorba în comunități. Sunt consilierii județeni pe teren, da. Ținând cont că majoritatea au un alt loc de muncă sau fiecare punct de lucrează. Deci în cadrul proiectului de hotărâre de Consiliul Județean se va ține cont de treaba asta. Asta este ideea mare și îi voi invita, ideea în mare, da? Și îi voi invita absolut pe toți competitorii politici, pe toți colegii din Consiliul Județean să pună mâna și să gândească cum să facem lucrul ăsta ca să fie pus în operă. Sunt convins că mulți nu o să fie de acord. Cum n-au fost de acord în mandatul meu de consilier local, de viceprimar, când am propus să renunțăm fiecare consilier la indemnizație. Da? S-ar putea să vin și cu propunerea aceasta, pentru că mi se pare extrem de onorant să fii pe o listă de, sau să fii în cadrul unui consiliu, cei 30 de consilieri județeni dintr-un județ cu 320.000 de locuitori, tu să fii din cei 30 de aleși și să hotărăști niște chestiuni pentru binele mers al obștii și să primești bani pentru treaba asta. Mi se pare, chiar dacă e o lege, am dreptul să-mi expun o părere, mi se pare o mare tâmpenie și voi promova să nu mai existe treaba asta. Dacă va da Dumnezeu sănătate și sus și peste tot, în tot corpul, da, și fizic și mental, voi încerca să promovez treaba asta. Cei care se ducă acolo în Consiliul Județean sau într-un Consiliu Local să se ducă pentru merite personale, pentru un background pe care îl dețin, pentru că au demonstrat ceva în viață, au niște afaceri în spate și s-au dus ca să demonstreze și să dea un prinos din ceea ce au ei de cunoștințe și de experiență celorlalți. Nu să se ducă să ridice mâna odată pe lună și să primească niște bani. Și dacă vă amintiți, cei care sunt mai vechi în ziaristică, da, știu că nu a putut să fie aprobată treaba asta doar pe considerente că nu că n-ar fi fost de acord. Nici ei n-au fost de acord. Doar că există lege și unde e lege nu-i tocmeală. Adică la unele lucruri se poate, în altă parte nu se poate. Atunci când acești consilieri județeni sunt aleși pe sprânceană, adică trimiți acolo agenți economici, trimiți acolo niște institutori, niște profesori, niște oameni care n-au grijă zilei de mâine, da. Dar până acum au fost foarte mulți puși pe liste doar pentru supraviețuire. Să nu ne jucăm cu... sau să nu ne ascundem după realități. Da? Și oamenii care sunt acolo în Consiliul Județean, în Consiliul Locale, foarte mulți chiar stau în loc de această indemnizație. Ori, iertați-mă, dar am și eu dreptul la opinie ca orice alt cetățean care stă pe o bancă sau... Eu nu cred că cei 17 consilieri al unei localități ar trebui să fie dintre cei întreținuți de această indemnizație. Da, bine, dar eu vorbesc acum de Consiliul Județean. Deci la Consiliul Județean ar trebui să fie spuma reușitelor din punct de vedere economic și social al unui județ. Vreau să zic că avem un colectiv de vreo 13-14 persoane care oricum se vor regăsi pe lista de consilieri locali. Nu acum, îl las pe Alex să aibă plăcerea asta de a vă lansa numele consilierilor, dar vreau să vă spun că sunt n-au mai făcut politică. Am avut le-am propus să avem 3 întâlniri. 2 profesionale, da, să-i cunosc efectiv și să-i rog să-și expună ideile și să-i le expună lui Alex, din care să extragă Alex ce este mai important, da? Iar cea de-a 3-a întâlnire să o facem politic, strict politic. Adică să văd dacă ei înțeleg ce înseamnă a fi aspirant la postul de consilier și ceea ce înseamnă a fi consilier, după ce ai dobândit calitatea de consilier. Niciunul dintre ei n-a mai făcut politică, din cei pe care Alex dorește să-i pună pe listă. Eu am fost întru totul de acord cu această manieră de abordare. Nu e cam riscant cu oamenii? Nu este riscant. Deci proiectul pe care Victor Ponta îl dorește a fi lansat în 2020, acum, da, la prima întâlnire cu electoratul la locale și ulterior la parlamentare, pentru că în 2024, într-adevăr, să contăm decisiv pentru actul de guvernare, este tocmai de a crea o nouă clasă de politicieni. Treaba asta o auzim de 30 de ani. Și în momentul în care eu am preluat coordonarea organizației județene, mi-am propus ca ceea ce eu n-am reușit să primesc din partea Partidului Social-Democrat, aici să nu fac așa cum eu nu am reușit să fac în partea cealaltă. Deci să dau mână liberă. să creez aripile, să le las să le dezvolte, să-și dezvolte aripile și aspirațiile celor care vor să intre în politică. Și cu riscul să greșească, eu cred, și asta, de exemplu, dacă aș fi sau dacă aș redeveni ziarist, am cochetat și eu o perioadă cu treaba asta alături de prietenul Marius Troie, cred că aș pune-o pe prima pagină, aș trita pe burtiera la televiziune, aș face... Doamne, să mai greșească și alții. Da? Adică de ce să greșească mereu aceiași politicieni? Să vedem mereu aceleași fețe pe garduri, să vedem mereu aceleași fețe pe afișe. Hai, Doamne, să încercăm, bine, cu alte cuvinte, să încercăm această nouă clasă de politicieni pe care tot clamează toată clasa politică, da? Înseamnă să aducem fețele noi, persoanele noi, personajele noi, care să aibă dreptul și ele să mai greșească. Bineînțeles, tot la figurat vorbind, pentru că dacă au minte și glagorie suficientă, vor învăța din greșelile celorlalți, au vârsta necesară și suficientă, cum e la matematică, da? E o ipoteză, sau sunt date necesare, dar și suficiente, ca să greșească cât mai puțin. Dar să văd aceiași crocodili, aceiași dinozauri, aceleași personaje care nu ai experiență tinere sau ești un copil, așa ceva nu se face. Dar de ce să nu se facă? Pentru că tu 30 de ani ai făcut așa și ți-a mers bine sau nu ți-a mers bine, lasă să mai greșească și altul. Greșelile, până la urmă, în politică sunt al naibii de inerente. Și hai să vedem să greșească și altul și poate o să fie mai bine cu greșelile unora noi decât cu aceleași greșeli ale vechilor deținători de demnități publice. Și noi ca cetățeni cum vom avea o clasă politică? Când într-adevăr vor veni acești noi politicieni pe care îi propune sau își permite să-i propună societății românești Pro România. Deci la nivel de municipiu Călărași, și sunt convins că și la Oltenița, cel puțin asta a fost înțelegerea și cu Florin, nu o să fac decât să le semnez lista. Nu o să-mi permit niciodată să îi spun lui Florin, te rog frumos, pune-l pe ăsta pe locul 3, scoate-l pe ăla de pe locul 7. Nu, ei trebuie să-și maximizeze și să-și vadă propriul lor interes local. Prin faptul că am posibilitatea să fac acest lucru, îmi maximizează, sau logic ar fi să maximizeze și mie rezultatul la județ. De ce să fac eu pe interesantul, eu lider județean, și să le spun, băi, voi trebuie să țineți neapărat cont de mine. Da, asta e o treabă care, prin relația interumană pe care am mai adus-o în discuție, a menționat-o și Florin, e o chestie de respect reciproc care se creează, vine din educație până la urmă. El mă respectă, eu îl respect, le respect poziția, decizia, ei vor ști că țin cont de Oltenița, Oltenița va ține cont de Călărași, la Călărași la fel și ușor, foarte greu, da, foarte greu, dar la Pro România se va întâmpla această încercare de schimbare din mers a politicienilor cu anul 2020.